despărțirile, o etapă a vieții prin care trecem cu toții. O etapă nu neapărat atât de nasoală pe cât ați crede mulți. Astăzi vă voi vorbi despre cum puteți să treceți mai ușor printr-o despărțire și poate vă fac și un pic de story time. În primul rând, cea mai bună soluție ca să treci cât mai ușor peste o despărțire este să ștergi toate amintirile pe care le ai cu persoana respectivă. Practic trebuie să te comporți ca și cum acea persoană nu mai există sau nici n-a existat. Așa că dacă ai, să zicem, poze prin casă cu fata sau băiatul, în caz că ești fată sau ai o altă atracție sexuală, cum spuneam, ai poze prin casă, le ascunzi tu undeva să nu le mai vezi, le ai salvate pe telefon sau pe Google Drive, le ștergi de acolo și cu asta basta. Asta e cea mai eficientă treabă. Trebuie să uiți de acea persoană, doi la mână. Trebuie să te împaci cu ideea că nu te-a meritat și, na, pentru asta trebuie să activezi un pic de narcisism, să te împaci cu ideea că ai fost tu prea bun și nu te-a meritat și o să găsești tu pe cineva mult mai bun. Că dacă trăiești cu impresia că era singura persoană potrivită sau ceva genul pentru tine, nu o să-ți treacă niciodată și o să rămâi în continuare trist. Deci activează un pic de narcisism și împacă-te cu ideea că ai fost prea bun. Bine, asta dacă nu ai greșit tu, dar în general, știți, dacă ar fi ținut la voi, v-ar fi iertat oricând. Greșeala lor a fost că nu sunt în stare să vă ierte. Încercați să faceți lucruri pe care le făceați înainte de a cunoaște persoana respectivă. De exemplu, în cazul meu, ar fi fost nasol să o fi amestecat în videoclipuri. Nu vă amestecați toate hobby-urile și pasiunile cu partenerul, pentru că după aia o să vă fie mai nasol. De exemplu, un youtuber, nu dau nume, care au făcut videoclipuri cu partenerele lor, care acum sunt foste lor, și a ieșit un pic de tam-tam după aceea și le-a fost destul de greu. Adică, na, nu dau exemplu, știți voi la cine mă refer. O chestie pe care nu vă recomand să o faceți. De exemplu, eu nu aduc niciodată vorba în videoclipuri despre viața mea privată din spatele camerei de filmat. Și oricum, aveți foarte mulți prieteni pe care i-ați cunoscut înainte de a fi cu persoana aceea. Petreceți-vă timpul cu ei. Mergeți oriunde vreți voi, la plimbare, în oraș, la munte, la mare, că vine vara acum. Jucați-vă jocuri pe care le jucați cu ei înainte să stați numai cu acea persoană și așa mai departe. Prietenii vă vor fi mereu alături. Nu vă grăbiți să căutați altă persoană, pentru că s-ar putea să fiți disperați să o înlocuiți și o să găsiți probabil ceva mai rău. Nu poți să înlocuiești o persoană. Apropo, un înțelept spunea cândva: de regulă, cel care încheie o relație întotdeauna se întoarce. Acum vreo 2 ani de zile încercam să ridic moralul unui prieten, spunându-i că, băi, stai calm, în 6 luni o să te sune, te caută, bla bla bla. După 3 luni jumate, tipal sună și începe să se miorle că a greșit, că vrea să continue relația, că nu știu ce. E, aici e partea haioasă. În momentul ăla te poți răzbuna sau puteți discuta împreună dacă e spre avantajul amândorora să continuați relația sau nu. Oricum, de regulă, până se întoarce ex-ul, tu ești total vindecat. Așa că nu te baza pe chestia asta. Se întâmplă aproape întotdeauna, nu știu, alfa și omega, echilibru vieții, bla bla bla. E interesant. Și îi dau mare dreptate. Eu am pățit la 2 săptămâni să mă caute iarăși. Poate că unii sunteți curioși, de ce nu mai țin relațiile cum țineau cândva? De exemplu, cum de vedeți că bunicii voștri sunt împreună de 10 de ani, părinții voștri la fel și așa mai departe. E bine, noi trăim într-o eră în care, în primul și în primul rând, avem acces la comunicare, putem să vorbim cu oameni de pe orice colț al planetei și, na, avem acces la aplicații de genul Tinder sau Facebook Dating și așa mai departe, ceea ce face și agățatul mai ușor, dar și înșelatul la fel de ușor. La fel, avem posibilitatea să călătorim pe unde vrem. Ne-am suit în avion și în 12 ore suntem pe cealaltă parte a globului. Mă rog, acum mai greu că e pandemie, dar de la anul încolo tot o să revină la normal, sau marea majoritate. Și cum să spun, e mai ușor să-ți găsești pe cineva, dar la fel de ușor să te înșele, pentru că cred că cei care trec prin cele mai multe despărțiri din cauza înșelatului sunt studenții care stau la cămin, pentru că fiind toți acolo grămadă, poate unul e la un cămin, altul, cine știe, nu stă la cămin. Și, na, ce se întâmplă în cămin, rămâne în cămin. Cine e student și stă la cămin și a pățit niște nasoal de genul, să-mi lase niște comentarii. Și cum ziceam, oarecum datorită acestei globalizări, ca să zicem așa, noi ne-am culcat pe ureche, nu mai stăm să reparăm greșelile de cuplu pe care le facem și ajungem să trăim cu impresia: lasă-mă care balta pește, găsesc pe altcineva. Și mulți nu stau să-și rezolve problemele de cuplu și în loc să stea să discute sau să
tragă tare să rezolve ceva, își bagă picioarele și caută pe altcineva, care și acel cineva are niște defecte, mai apar mici incidente, nu vor să treacă peste să le repare, din nou zic, lasă că găsesc pe altcineva. Și ajuns să cauți așa, exact cum este sindromul Făt Frumos, dacă ați auzit de el. În caz că nu știți ce este sindromul Făt Frumos, e bine, fetele au în imaginația lor, în mintea lor, bărbatul perfect, acel Făt Frumos din lacrimă. El a ajuns să-l caute toată viața, ignoră pe toți ceilalți băieți, bărbați, cum vreți voi să spuneți, care au ceva potențial, pentru pur și simplu ele îi ignoră pentru că lipsește acel ceva ce au văzut el, acel Făt Frumos din mintea lor, și ajung după aia stereotipice la 70 de ani cu câteva pisici și singure. Dar oricum, cel mai bine, ștergeți toate amintirile pe care le aveți cu fostul sau fosta, petreceți-vă timpul cu prietenii pe care îi aveți dinainte să cunoașteți acea persoană și faceți activități care nu au implicat deloc acea persoană. De exemplu, pentru mine, să fac live-uri pe YouTube este o terapie. Pe lângă sugestiile pe care mi le-ați dat voi, recomandările să discut despre acest subiect, pentru că mulți sunteți adolescenți spre 18-19 ani unii și ați pățit din asta și poate v-au lovit tare aici la inimucă, la corazon, oarecum voiam și o să fac videoclipă tema asta, pentru că se apropie Paștele, deci o să-mi viu eu, că sunt glumele astea, că eu sunt Iisus, și chiar de Paște aveam eu programat un date. Hai să vă fac un mix story time acum, o să încerc să dau cât mai puțin din casă. Acum un an și ceva am cunoscut-o pe una care pur și simplu mă înțelegeam super bine cu ea. Și am zis, hai să ne vedem și noi, locuiam la orașe diferite. Și ne-am propus să ne vedem în vacanța de Paște, adică oarecum în perioada asta. Dar ghiciți ce, a venit acea carantină de 2 luni. Dar până la urmă s-a rezolvat, am avut date-uri, a fost fain. Cum spuneam, stăteam la orașe diferite, la o distanță câteva ore cu mașina, nu zic unde ca să nu dau prea mult din casă, dar prefera ea să vină la mine. Niciodată nu voia să vin la ea, ea venea la mine, nici nu mă aștepta să o iau de la gară, că lua ea un taxi, gen îmi zicea că vine la o oră, dar de fapt venea mai devreme, ca să aibă timp ea să mai ia și o grămadă de dulciuri să vină cu taxiul la mine. Cum să zic, eu mereu îi ziceam, băi, nu mai lua dulciuri, că am eu tort, am suc, am alcool, am și eu dulciuri o grămadă. Nu, ea tot venea cu sacoșă de dulciuri, cu cadouri, deci pur și simplu, așa dedicare n-am văzut în viața mea, mai ceva ca în filme. Dar dintr-o dată lucrurile au început să deraieze. Și eu am făcut greșeala să cred că doar mi se pare. O chestie pe care vă recomand și eu vouă. Aveți mai multă încredere în voi și în caz că vi se pare ceva că nu merge bine, să știți că s-ar putea să aveți dreptate. Dar eu am trăit cu impresia că doar mi se pare. Și, cum să zic, devenise într-o dată mai rece cu mine și ea îmi zicea că n-are nimic. Până într-o zi când, cum să spun, a căutat ea un motiv de ceartă, o chestie care nu era deloc motiv de ceartă, dar a avut ea nevoie de un motiv de ceartă ca să încheie discuțiile cu mine. Treaba a fost în felul următor. Ea fiind mai rece cu mine, m-am îngrijorat. N-am vrut să-mi zică ce, eu mă gândeam că poate are probleme pe acasă. Și dau mesaj unei prietene de ale ei. Ea îmi zicea, bă, așa face ea, nu știu. Evident, nu mă așteptam la un răspuns prea clar, dar mă gândeam că poate cine știe, eu fi fost rușine să-mi zică mie și i-a zis ei. Și îmi dă asta, exul meu îmi dă mesaj cu mare scandal că, a, vrei să-ți dau și numărul lui soră mea, să zic și câte geamuri am în casă, la ce oră plec de acasă când mă întorc. Ea a interpretat în felul ăsta. Eu m-am exprimat foarte clar că doar să te îngrijora pentru ea, că nu mai e cine era, că pur și simplu e rece, n-are niciodată chef de nimic și nu vrea să-mi zică ce are. Deci eu trăiam cu impresia că poate are probleme acasă sau o chinuia locul de muncă, că recent se și angajase și cam la o săptămână după ce s-a angajat, a cam început să dereze foarte mult. De la, cum să spun, stăteam seara pe Discord până la ore târzii și ne jucam, nimic, nici apel la telefon, rar așa mă mai suna la o dată la o săptămână, cam atât. Da, și dacă folosit chestia asta pe post de motiv de ceartă, că i-am dat mesaj prietenei ei. Și a încercat ea să mă enerveze nițel, am fost eu un pic mai dur, a lăsat ea garda jos, bineînțeles prin mesaje, că n-a vrut să mă sune sau ceva. Și cum ziceam, a lăsat ea garda mai jos prin mesaje, de-aia am zis eu un ultimatum, bine, știi, faci ce vrei. Ea, nu știu ce crezi tu, că țin la tine, nu știu ce, mă luase cu dulce gării. Eram pe cale să o cred. Și începe după aia ușor, ușor să-mi scoată ochii fix cu chestia aia. Deci din nou a început că o dăduse pe mie și mie greu cu locul de muncă, nu știu ce. Dar tu de ce dai mesaj prietenei mele? De parcă, cum să spun, prietena ei era
rezervată să vorbească numai cu ea. Și eu doar odată am întrebat-o ce a pățit. Atâta. Ce a pățit posta mea, nu prietena ei. Și a ținut chestia asta într-una și îmi dă o bombă cu te rog frumos să nu mai dai mesaj. Bun. Nu i-am mai dat mesaj. Trec vreo două săptămâni, intru pe o aplicație de asta de... Vorbești cu oameni acolo, pui un story, pui ceva, un fel de Insta, Facebook pe acolo. Aplicație pe care a cunoscut-o și pe ea. Și îmi dă mesaj. Aplicația se cheamă C2M. Sfat, dacă sunteți băieți din Moldova și vreți să vorbiți cu moldovence, jumate din fetele de pe aplicația asta sunt din zona aia. Suceava, Iași, Vaslui, Bacău pe acolo. Deci dacă sunteți băieți de acolo și vreți fete de la voi din zonă, peste jumătate sunt moldovence. Nu știu de ce, dar să știți că moldovencele sunt faine. În fine. Și ideea e că pe aplicația, dacă tu îmi scrii mie, eu nu văd cine ești, ești anonim. La fel și invers, dacă îți scriu eu, mă vezi ca anonim. Și îmi dai mesaj, se dă drept cineva, nu știu cum vine vorba, dacă sunt trist sau ceva. A, văzuse că am acolo la descriere videoclipuri, m-a întrebat de canal, i-am dat link-ul de la canal și aveam recent postate alea două videoclipuri despre depresie și sinucidere. Și mă întreabă, bă, ce pățit, te pot ajuta? Și i-am zis că sunt nefericit, sunt trist așa, că m-a certat cu fosta, că nu știu ce. Și am zis eu câteva detalii, făcea, da, da, ce proastă data făcea ea. Dar eu nu începuse să zic, a, că ne suferit, o panoramă ordinară. Nu, doar am zis fix ce s-a întâmplat. Și la un moment dat, încade așa bomba. Se face, că te iubesc, adică. Exact așa am simțit că mi-a scris, că ținea telefonul în mână și îl scutea așa când îmi scria. Efectiv, nu mi-a venit să cred, am crezut că-s la camera ascunsă sau ceva. M-am gândit că poate zice la mișto, dar a zis după aia fix chestia aia, că ea, de ce i-am dat mesaj prietenele ei sau ceva de genul. Și a început, cum să spun, nu-i convenea faptul că am început să vorbesc cu altele. Erau vreo două săptămâni, trei de când termina se întreaba. Dar ideea că aplicația eu n-am folosit niciodată fix pentru dating, o foloseam fix așa, să mai vorbesc cu careva, mai fac un follower pe Insta, un subscriber pe YouTube, că am mai cunoscut oameni cu pagini de Insta mișto, parcă și vreo doi videoclipuri, am vorbit și cu un membru LGBT și mi-a spus că mulți din LGBT sunt niște nesuferiți și așa mai departe. O aplicație destul de interesantă, dar asta murea că de ce vorbeam cu altele și nu știu ce. Și eu îi zic, bine, îți dau a doua șansă. Nu, că eu nu cred în a doua șansă, îmi zice ea. Și pe lângă asta a început oarecum să se scuzeze o grămadă. I-am zis, bă, dar totuși, ție chiar așa nu ți-a fost niciodată dor de mine? Ai fost la mine, am făcut Crăciun împreună și așa mai departe. Și zice, ce, de dor că am fost la tine de Crăciun, a fost ca o excursie cu o colegă. No, dacă tu te duci în excursii cu colegele tale ca să te lugu-lugu, nu știu ce să mai zic. În fine, am încercat să ascund cât mai multe detalii ca să nu îi fac identitatea publică sau ceva și oricum n-am băgat un clipul sau ceva de genul, n-am pomenit niciodată și nici nu o să o mai pomenesc. Cred că e singura dată când vă fac un story time de genul. Sper. Așa, și revenind, tot așa, ea se scuza într-una și am zis-o până la urmă. Bă, dar totuși, nu mi-ai scris deloc după 2-3 săptămâni, ai stat să mă cauți acum pe aplicația asta. Ca să ce? Ce să demonstrezi? Și face, știi, ești ca toți ceilalți. Te iubești doar pe tine. Și eu i-am zis, bă, v-aș fi arătat acum mesajele, dar nu-i frumos să arăți. Screenshot-uri plus că am șters și aplicația între timp când m-am plictisit ideea. Și i-am zis, bă, eu tot timpul te-am pus. Chiar înaintea mea, am ținut mai mult la tine decât la mine. Ia, a, că ești un jec de om, că nu știu ce. Și am zis, băi, pe lângă că m-ai băgat în depresie și chestii de genul, bine, am avut mai multe motive de depresie, dar ea m-a ajutat un pic să-mi omărească așa pe doamna depresie. Și am zis, bă, dar totuși, m-ai băgat în depresie atâta timp, un scuze, n-ai zis și tu sau ceva? Uite, pe lângă ce mi-ai făcut, tot te-am respectat în continuare, nu ți-am zis nimic că ești nesuferită sau ceva. Ai și tu un gram de umanitate în plus. Să știți că dacă nu ne înjurați și ne respectați, nu vă face cu nimic special. Păi și atunci ce vreți? Să vă dăm luna de pe cer? Să ne vindem rinichii ca să vă luăm poșete sau ceva de genul? Nu știu ce a vrut să zic, a încercat ea să mă enerveze. Și în fine, zicea de mine că sunt un șef de om, că ce? Dacă mi-a zis să nu-i mai scriu și vorbeam cu alte persoane, e ceva grav, adică... Plus că nu eram direct cu lipeli, cu nimeni, doar socializam și atâta, ce e grav în asta. În fine, o las în pace și îmi zice, dăm bloc, salut și dăm bloc, ca să nu mai fac greșeala să-ți mai dau un mesaj. Și eu îi zic, te-am pupat.
Dar nu i-am dat niciun bloc, am lăsat-o în pace. Nu trec vreo două zile și pe aplicația am scris altă fată, era profil real, că vorbeam și pe Insta, și a început să-mi dea niște detalii, cum să spun, să zică niște lucruri, parcă prea se legau. Și m-am gândit, bă, oare nu ori vorbi între ele și eu de asta, screenshot-uri să mă tragă de limbă sau ceva? Și mă uitam pe WhatsApp și pe FB-ul, fix când vorbeam cu asta, era și ea online. Când nu mai vorbeam cu asta, nu mai era nici ea. Și m-am prins de figură. Își dădeau, asta îi dădea celălalt, îi dădea SS-uri cu ce vorbea cu mine. Și la un moment dat îi zic că mă simt stalkerit sau ceva de genul. Nici aia nu mi-a mai scris și fosta mi-a dat și blog. Pe WhatsApp, pe Instagram, deși pe Instagram sper că nici nu mai aveam la follow. Pe FB-ul, pe TikTok, eu care intru odată la 100 de ani pe TikTok ca să mai pun o bucată într-un videoclip de-al meu. Efectiv genial, ce să zic. Da, a fost fain, dar am avut și cea mai toxică despărțire, ca să zic așa. La un moment dat mă gândeam să merg totuși la ea să-i fac o vizită la muncă sau la ea acasă, că știam unde stă, dar după aia m-am gândit, bine, eu nu m-am dus cu gândurere sau ceva, gen până să-mi fi dat papucii, mă duceam cu o floare, cu o ciocolată, ceva să o întreb, totuși, că poate îmi zicea față în față ce se întâmplă. Da, mai bine că nu m-am dus, că poate mă trezea cu vreun hând rău și dădea vreo două de mă lăsa knockout. În fine, v-am făcut și un pic de story time despre o despărțire de-a mea și sper că o să fie și singurul story time legat de viața mea privată dinaintea YouTube-ului. Da, ăsta oarecum a fost unul din motivele pentru care am început seria asta intitulată Fruntea Sus. Motiv pentru care nu regret că am trecut prin ce am trecut, că măcar acum, folosindu-mă de necazul meu, încerc să vă ajut pe voi. Așa că Fruntea Sus toată lumea, că până la urmă tot o să găsiți pe cineva mai bun. A, ziceam la începutul videoclipului că nu e așa de nasol să ai parte de o despărțire, indiferent cât de dureroasă e. Și să știți că așa e, pentru că în primul și în primul rând, în cazul meu, am învățat foarte multe semne de care să țin eu cont și încă un sfat. Dacă persoana cu care începeți o relație are niște detalii, niște mici defecte de care nu țineți cont, să știți că acele mici defecte vor conta mai târziu, așa că aveți grijă pe cine alegeți. Oricum, să nu trăiți cu impresia că dacă faceți, să zicem, un an și ceva de relație cu cineva și voi sunteți de 17-18 ani, să nu vă culcați pe ureche că gata, aceea o să fie ultima voastră relație și o să țină o grămadă. La fel, să nu trăiți cu impresia că dacă ați ținut mult relație și v-ați despărțit, nu o să mai găsiți niciodată pe nimeni. Stați liniștiți. În fine, măcar acum eu o să am loc pentru o persoană mai faină, valabil și pentru voi cei care ați trecut prin despărțiri. Și ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic. Măcar am învățat din greșeli, o să învățați și voi. Și vreau să scrieți în comentarii ce despărțiri de astea ciudate ați avut. Pe ce motiv, de ce, ce și cum. Dar astea mai amuzante dacă aveți. În timp ce editam, mi-am dat seama că am omis niște detalii destul de importante, așa că dacă se strâng ceva like-uri și vizionări, o să fac și o parte a doua. Și referitor la story time-ul pe care vi l-am făcut, nu l-am făcut în ideea ca să defăimez sau ceva de genul, doar v-am povestit în ideea că poate spunându-vă vouă, exteriorizându-mă, o să trec mai ușor peste, pentru că na, mai lasă semne uneori. Hai, să ne întoarcem la clip acum. Și cam ăsta a fost și clipul. Bă, dacă aveți vreo poveste mai amuzantă așa un pic, dar totuși să păstrați perdeaua, confidențialitatea. Deci dacă aveți o poveste mai amuzantă despre vreo despărțire, vreau să o lăsați în comentarii. Poate fac un videoclip pe tema despărțirilor voastre sau greșeli de cuplu ce ați avut voi. Și nici nu mai am ce să mai zic. Aveți grijă de voi și vă urez tuturor să găsiți niște persoane mai faine. Și vă urez și un Paște fericit, că probabil când vedeți clipul ăsta deja a trecut Paștele. Hai, ne vom auzi data viitoare și aveți grijă de voi. Dacă aveți vreo problemă care vă demoralizează, mă puteți contacta oriunde, aveți link-urile în descriere. Eu sunt aici ca să vă ajut. Hai, aveți grijă de voi. Ciao, les.